Am găsit. Să vedem dacă suntem live pe Facebook. Suntem. Bo, perfect, da. Atunci. Suntem live pe Facebook. Îmi pare bine să vă revăd. Așa de o vreme încoace îmi place foarte, mie, foarte tare mie să vă surprind. Și uite, o fac și astăzi cu un live pe care nu l-am anunțat, dar care vă promit că va fi foarte interesant. Și asta pentru că vorbim despre un program, nu e chiar nou, dar e la a câtea ediție o să aflăm imediat. Conceput, creat și prezentat și așa mai departe de cele două doamne cu care deja v-ați obișnuit, pentru că sunt destul de frecvent invitatele mele, mai ales în live-uri, dar nu numai, și la emisiune. E vorba de Ozana Giușcă și Anișoara Preda. Bine ați venit, mă bucur tare să vă văd. Mulțumesc, bună ziua, bine v-am găsit. Bună ziua, mulțumim de invitație, Codruța. Bun găsit tuturor. E vorba de un program care se numește True Love. N-am fost, nu l-am văzut, dar știu că e destul de fain și asta pentru că am avut parte de o mare plăcere de a afla împărtășirea unor oameni care au fost în acest program și au venit cu niște mărturisiri extrem de emoționante. Mie mi-au plăcut foarte tare. O să caut acum, am apus aici în denumirea live-ului, mă un pic să-l găsesc, că m-am pierdut aici în atâtea, acolo în denumirea live-ului aveți și link-ul pe care puteți să apăsați ca să accesați pagina BUBT Club, unde se află prezentarea acestui program. Doamnelor, în primul rând, aș vrea să vă întreb, în momentul când v-a venit ideea să faceți un program cu denumirea asta, de unde a venit? Din durerea mea, cred, inițial. Ia uzi. Of, dar lucruri faine se nasc din durere. Și cu ocazia asta putem spune că și durerea și are rolul ei, pe care ar trebui să nu-l ignorăm și să nu-l minimalizăm. Codruța, dacă îmi dai voie, este durerea Ozanei și, de fapt, căutările mele anterioare de a întâlni durerea Ozanei. Adică la ambele calea este din durere și căutarea de a găsi soluții la acest tip de durere. Programul se numește Pășește în adevărul relației de cuplu care te împlinește și armonizează relațiile cu ceilalți. E foarte faină și descrierea. Mie mi-a trezit interesul câte ceva de acolo, dar o las pe Ozana să ne povestească despre durerea ei și cum a rezolvat-o acest program și colaborarea cu Anișoara. Păi, durerea mea au fost două în viață. Una când am pierdut toți banii și am intrat în faliment și asta a fost în 2008. Și atunci m-am apucat să caut soluții de business și așa am devenit, spun oamenii, unul din cei mai buni experți de business din România. Și cel care a adus Facebook Ads conceptul în România, cel care a adus conceptul de sales funnel în România, etc. Dar am învățat foarte multe, m-am focusat pe business și această dorință de a câștiga bani, de a avea succes în business, m-a împins să pierd relația cu iubitul, partenerul de viață, tatăl copilului meu, după 12 ani. Și durerea asta a fost atât de insuportabilă că m-am dus la cine am putut, la unii oameni din programele mele de business care veniseră la mine să-și crească afacerile ca și consultant independent, terapeut, psiholog, coach, etc. Și din multitudinea de oameni care erau în acea zonă, am ales câteva persoane care am simțit că au ceva. Simțeam că pot să mă ajute. Și Anișoara, evident, a fost una dintre ele. Și mi-aduc aminte că Anișoara, de câte ori aveam o provocare, mă duceam la Anișoara, mi-o rezolva, adică îmi spunea ce am de făcut. M-a ajutat, evident, să trec și peste suferința imensă pe care am avut-o când ne-am despărțit de prietenul meu, de iubitul meu. Și mi-aduc aminte că, știi, acum e ușor să povestești când nu mai ai nicio treabă și niciun efectiv nimic, nicio durere emoțională. Și mi-aduc aminte când mi-a spus: măi, Ozana, tu nu o să ai relația pe care o vrei până când nu ți înveți lecțiile din relațiile trecute. Și eu am zis: a? Dar ce e aia? Cum adică? Și mi-a explicat
am băgat la capă, am început să lucrez așa cum m-a sfătuit, cum m-a ghidat. Și după aceea, mă rog, am făcut și programul general de evoluție, de antrenament, să evoluezi, să fii ghidul tău, mentorul propriu al tău în zona spirituală și în viață în general, pe care îl facem marțeară. Și de acolo a reieșit că toți participanții aveau probleme cu, într-un fel sau altul, în relații. Fie că erau singuri, fie că erau în relații, ceva nu-i mulțumea. Și am zis, ok, și eu eram cumva tot pe acolo, că începusem, la început nu începusem, dar după, îmi doream o relație. Atunci era faza în care îmi doream o relație și în care înțelesesem multe lucruri, dar nu le înțelesem pe toate. Și schimbasem multe lucruri în mine, dar știam că tot mai sunt chestii. Și așa am început programul True Love, care inițial s-a numit Bazele relației sănătoase, de împlinite, de cuplu împlinite, pentru că Anișoara a văzut că fiecare dintre noi aveam câte una, două, trei, cinci chestii acolo care nu ne lăsau, pe care ea le percepea foarte ușor și noi nu... Noi ziceam, suntem femei normale, ei sunt dobitoci, tâmpiți, porci, nesimțiți, etc. Și din cauza lor nu avem noi relațiile minunate pe care ni le dorim. Dar Anișoara știa și a înțeles și vedea la noi că, de fapt, în noi erau niște lucruri nerezolvate care ne făceau să avem acele reacții și acele interacțiuni cu oamenii, cu potențial iubiți sau chiar iubiți parteneri de viață. Așa s-a născut True Love și am participat ca participant la prima serie, deși eu le-am creat împreună cu Anișoara, fiindcă am această abilitate născută să structurez informații, să sistematizez informații. Și am creat programul cu Anișoara, cred eu, în primul și în primul rând pentru mine. Și apoi pentru participanții din programul celălalt de marți general, datorită faptului că nu mai vroiam să mai ajung iarăși în aceleași situații nefericite cu alți bărbați, cum s-a întâmplat toată viața. Așa s-a născut. Știi ce mai vreau să vă întreb? În prezentare, se spune că este un program ideal pentru acele doamne sau femei care sunt singure și își doresc o relație, așa cum ai fost și tu, Ozana, care sunt în relație, dar doresc să-și îmbunătățească relația, sau pentru doamnele care vor să iasă din relația actuală. Dar domnii nu pot să vină și ei la programul ăsta? Codruța, e nevoie să mărturisim acum că noi am avut și domni în fiecare program. Pentru că, de fapt, la bază, noi mergem către a ne echilibra cele două aspecte energetice interne ale noastre, masculinul și femininul, și automat că tot acest echilibru care se obține ne dă variante, să spunem, de a îmbunătăți relațiile atât la doamne cât și la domni. Bineînțeles că este și pentru domni, însă noi am observat mai multă căutare la doamne și atunci ne-am orientat mai mult către segmentul acesta. Dar vreau să-ți spun că domnii care au curajul să înțeleagă că ține de ei să aibă relația pe care și-o doresc, sunt bineveniți în acest program. Vreau să-ți mai spun un lucru, Codruța. Iarăși mi-aduc aminte în căutările mele că Anișoara mi-a spus la un moment dat: măi, Ozana, tu nu o să ai banii pe care ți-i dorești până nu ți echilibrezi în interiorul tău. Și eu iarăși am zis: a? Cum adică? Ce treabă are interiorul meu cu banii pe care i-am? Și am constatat că sunt mulți participanți, deja suntem la seria a 4 acum, din programul relațiile, acesta cu relații de True Love, care își îmbunătățesc partea financiară datorită sau în urma acestui program. Și aici o invit pe Anișoara să ne explice cum de se poate. Cum de se poate, da. Ne uimește întotdeauna cât de complexă este ființa umană și cum are ea interconectat tot potențialul interior. Noi tot ce facem, descifrăm acest potențial și cum anume funcționează ca și mecanism interior, așa încât să putem să aducem în viața noastră un trai mai bun, practic. Pentru că banii, dacă luăm strict ca și
să spunem, un trai mai bun, dar doar strict financiar. Și ne oprim aici, este un mod de abordare, dar dacă luăm ca și energia noastră, de fapt, ceea ce primim noi ca dovada a faptului că aducem servicii celorlalți oameni și atunci este doar un efect și nu o cauză și cauza se află, de fapt, dincolo de abilitățile și dincolo de tot ceea ce noi facem, se află în interior și se află în conceptul de abundență și se află în energia noastră feminină, pe de o parte. Deci putem să ne raportăm la noi ca și ființă din multe unghiuri, din multe perspective și se află și în relația, de exemplu, cu masculinul interior sau în relația cu tata sau în relația cu mama. Depinde la fiecare, pentru că suntem unici, la fiecare influența este specifică, însă avem câțiva piloni de bază și noi i-am identificat în program, de la care pornim și sunt și sesiunile interactive, unde putem să, cu fiecare participant, putem să identificăm, de fapt, la fiecare ce se află la bază de trăiește acea viață neîmplinită sau fără a avea bani suficient sau fără a avea o relație sau relația de cuplu care nu îi împlinește. Foarte fain, foarte fain. Am zis că am citit câteva mărturisiri și am fost foarte impresionată. Mi-a plăcut foarte tare faptul că, așa cum ziceai tu, Anișoara, ne ajut în cadrul acestui program să înțelegem raportul dintre feminin-masculin și cum îl putem echilibra, că altfel nu ne e bine. De fapt, cred că am mai vorbit noi despre asta. Mai este o chestie interesantă în program. Legătura dintre moștenirea genetică și relația actuală. Care e legătura? Adică geneticul e genetic. Moștenirea genetică ne face pe noi să găsim anumiți parteneri sau un anumit partener care, dacă moștenirea aia genetică nu-i cum trebuie, nici viața noastră de parteneriat nu-i ceea ce dorim? Sau cum se explică asta? Codruța, sunt autori care deja au studiat, deci sunt pe piața astfel de autori și care ne spun că, de fapt, noi putem să trăim o poveste de dragoste sau putem să trăim o relație care nu e a noastră și care este al unui înaintaș de al nostru, dar care se manifestă prin noi pentru că există acea chimie și ea vine tocmai pentru ca noi să vindecăm ceea ce am moștenit genetic în acest sens. Deci, practic, chiar dacă mă repet, suntem foarte complexi și atunci noi, identificându-ne cu ceea ce trăim într-o relație, nu facem decât să ne limităm potențialul și să ne limităm această șansă de a trăi o viață împlinită. De regulă, noi în relații ne identificăm cu ceea ce trăim acolo, cu ceea ce simțim acolo, cu ceea ce credem noi că este în relația respectivă. Dar nu facem decât să trăim o manifestare a ceea ce este acumulat în noi din punct de vedere al acestei relații masculin-feminin și aici când spun că am acumulat, luăm și genetica, luăm și ce am văzut sau am trăit în familie, luăm și modul cum ne-am format, poate influența prietenilor, a socialului și câte și mai câte și mai este și o temă de bază care este o temă de-a noastră de evoluție, adică avem ceva de învățat din relația respectivă. Dacă trăim suferință, Universul sau Dumnezeu, fiecare cum îi spunem, ne atenționează că acolo este ceva de învățat, este o lecție sau sunt mai multe lecții pe care noi le-am ignorat sau cărora nu le-am dat valoarea de lecție, nu le-am dat acea valoare că de fapt ne conduce către a trăi o viață mai bună atunci când transformăm sau când eliberăm baza aceasta de suferință, tristețe, durere, fiecare ce trăiește în relația lui. Foarte mișto. La bază, de fapt, e relația cu noi. A fiecăruia, eu cu mine, tu cu tine, cel care o zană cu ea. Deci la bază este acea relație pe care cred că putem noi și câți oameni care caută și aduc cunoaștere, putem vorbi foarte mult și cred că încă este mult mai mult de aflat și de descoperit. Voi amândouă sunteți mari, amândouă asta vreau să spun, amândouă sunteți mari mânuitoare, dacă vreți, sau maestre ale cuvântului și folosiți cuvântul foarte frumos. Dar în program e vorba și de comunicare. Ozana, cum e cu comunicarea? În cuplu. Știi cum e cu comunicarea? Eu mi-aduc aminte când eram eu în suferință.
și nu recunoșteam, evident, că sunt în suferință, nici nu știam ce e, nici mi-am pus întrebarea, îmi spuneau oamenii, măi, dar nu mai fi așa de dură, dar nu-i mai spune așa, în diversele relații, dar nu-l mai critica. Și eu în capul meu, cum să nu-l critic cât e un dobitoc și n-a știut să fac aia și n-a pus alea la loc și n-a făcut nu știu ce și n-a mai făcut nici aia și nici nu gândește bine și nici nu poate să înțeleagă asta. Cum să nu-l critic? Și eram numai... Și îmi spuneau diversi oameni și prieteni, prietene, că-s foarte dură și să fiu mai domoală. Și la un moment dat am zis, mă, dacă toți îmi spuneți același lucru, înseamnă că într-adevăr trebuie să fiu mai domoală. Și înseamnă că, într-adevăr, am ceva de schimbat. Dar nu puteam. Și tot eram să sar la gâtul lui. Fiindcă așa venea din interiorul meu. Și oricât de mult mi-aș fi dorit și oricât de mult aș fi încercat să comunic altfel, ajungeam cu toate relațiile la fel. Să-i domit, să le trag una din toate punctele de vedere, nu fizic, ci cu vorbe și cu stil de a fi și cu de toate, că nu puteam altfel. Și doar după ce am lucrat cu Energetic Empowerment și tot ce facem cu Anișoara, am putut să, pentru că s-a schimbat în interiorul meu, atunci am început dintr-o dată să vină alte cuvinte, alte tonalități, să fiu mai înțelegătoare, să fiu mai maleabilă, să fiu exact așa cum îmi spuneau oamenii că e nevoie să fiu și eu nu puteam. Adică ți-ai schimbat starea. Mi-am schimbat starea, mi-am schimbat interiorul meu și schimbând în interiorul meu, automat comunicarea s-a îmbunătățit. Mm-hmm. Pentru că am înțeles, după ani de zile, știi, Tony Robbins spune, de fapt nu numai Tony, mulți spun, comunicarea este 70% non-verbală, adică gesturi, mimică, etică. Ei, am înțeles că, de fapt, nici măcar aia nu este. Cuvintele oricum n-au... Nici măcar 1% nu-s cuvinte din tot ceea ce faci. Tonalitatea și modul în care comunici și te manifesti și gesticulezi și fizic au foarte, foarte mică parte. Cea mai mare parte, de fapt, cred că mai mult de 70%, este energia ta. Pentru că energia ta, ceea ce vine din interiorul tău, determină și tonalitatea și cuvintele și gesturile și practic, cum ești percepută de celălalt. Și atunci nu mai stai, nu mai e nevoie să mai stai să faci cursuri de comunicare și să înveți tot felul de NLP și alte minuni, când le schimbi și vin efectiv natural din interiorul tău. Că eu știu ce înseamnă să faci cursuri și să încerci, că nu poți. Eu cel puțin n-am putut. Ei, pentru că ai adus, Ozana, toată povestea asta așa mai detaliată a ta, voi interveni cu un aspect care, pe care eu l-am trăit, de fapt, în prima mea relație, am avut două. Acum încep să spun și eu din bagajul meu. Eu în prima relație, a fost o relație de 20 de ani, la care am muncit ca să mențin familia, chiar dacă semnele au fost încă din primii ani că nu este tocmai cea mai fericită relație sau alegere, nu știu cum să-i spun. Deci, oricum, până la urmă, a trebuit să recunosc că acea relație e nevoie să fie eliberată sau liberă, așa încât fiecare să-și meargă pe calea lui, după ce am făcut tot ce am crezut eu că se poate face. Dar, evident, că căutările ulterior m-au dus către, pornind de la întrebarea ce e neregulă la mine ca și femeie de a eșuat acea relație mea. Și să mă întorc acum, pe parcursul relației, tot încercând să rezolv relația, aplicam diferite metode, citeam, la început am citit înainte de a intra pe calea vindecării, deci asta e cu mult înainte, acum 25 de ani, și citeam și aplicam în propria viață. Și mi-amintesc acum și de fiecare dată spun efectul ăsta pentru că pe oricine care ne privește acum poate că încearcă tot felul de căi, de metode, nu știu, ce află, ce mai citește. Reușeam să identific un tipar de comportament al meu într-un an de zile. Adică atât de mult îmi lua mental doar să-l identific, nu mai zic să schimb energia, să mă manifest diferit, pur și simplu identificam cam într-un an cam ce e nevoie să schimb la mine. Și acest instrument cu care noi lucrăm în programe și evident și în acest program,
energetică în palmă, nu face, adică face foarte multe lucruri în același timp. În afara faptului că fiecare își primește exact acele, își primește rețeta, să-i spunem, de transformare în propria lui relație masculin-feminin, care, după cum am spus, e foarte complexă ca și mecanism intern, prin folosirea energetică în palmă, transformă și energia acumulată la nivel de suflet, care este, acolo avem înmagazinat și convingeri și trăiri și tot felul de alte blocaje de altă natură și practic eliberează acea energie pe care apoi o poate utiliza orice participant în sensul creator, deci în sensul de a crea ceva bun în relația cu el sau în relația cu celălalt sau cu ceilalți. Super, super. Știi, sunt mulți care zic că acum, na, de când am început să fac și eu sesiuni individuale și de când sunt cu Anișoara, facem toate programele astea minunate, sunt în contact mult mai mult cu oamenii din perspectiva asta a vieții, nu numai pe business, ceea ce făceam înainte. Și sunt foarte multe comentarii de la doamne care spun, păi cum să-l iert când el m-a înșelat? Cum să trec peste faptul că de o săptămână îl tot rog să cumpere de mâncare și el nu cumpără? Sau X. Și cum adică? El e de vină. Și când trec prin programe, înțeleg că, de fapt, ele sunt cele care creează acele situații și că ele sunt cele care pot să schimbe acele comportamente și situații. Tocmai, culmea, iertând. Dar nu pot să accepte acest concept de la început. Doar când înțeleg anumite lucruri și de asta în program Anișoara ghidează pe toată lumea ca să poată să înțeleagă că e nevoie să facă, să se uite, să se raporteze la ele, în primul rând și la cei din jur, altfel față de cum au făcut-o până acum. În structura programului era un punct acolo mai pe final, ceva legat de relațiile în zilele noastre. Credeți că e mai complicat să legi o relație, să o întreții în zilele noastre față de ce a fost, de exemplu, cu ani, ceva ani în urmă? Codruța, îți voi răspunde eu aici, pentru că pe mine, preocupându-mă de atât de mulți ani această zonă a relațiilor, pentru că m-am simțit neîmplinită, pur și simplu, apoi am avut o relație care m-a împlinit, însă s-a consumat într-un termen de 9 ani, adică soțul meu a trecut în cealaltă dimensiune și apoi mi-am continuat această călătorie în a ne explora mai mult și mi-am pus, bineînțeles, întrebarea, da, de ce s-a întâmplat și astfel am descoperit, acum eu mai dau puțin de la mine, am descoperit că eu nu lucrasem acea temă a văduviei și bunica mea și tatăl meu biologic au fost văduvi, deci uite cum genetica te poate influența, nu înseamnă că dacă lucram înainte era altceva, dar pur și simplu explorând interiorul, mi-am dat seama că, uite, n-am luat în serios această temă la momentul acela. Și acum îți răspund ție la întrebarea punctuală a ta, pentru că a doua relație a mea a fost o relație bazată tocmai pe aceste valori noi, adică a fost o relație în care am evoluat împreună și am făcut foarte multe lucruri timp de 9 ani și relația nu mi-a lăsat gol, ci mi-a lăsat plin sufletesc, pentru că am evoluat foarte mult împreună și am învățat foarte multe în planul evoluției. Și îți răspund mai punctual. Deci noi trecem printr-o perioadă de evoluție accelerată, noi ca și planetă, noi ca și oameni, ca și persoane, ca și individualități și automat că și cuplurile trec. Deci nu avem cum să ignorăm, să spunem, această etapă de evoluție spirituală. Deci nu ne referim la evoluție materială, că este vorba de evoluție spirituală, adică a ne conștientiza mai mult natura noastră divină, interioară, unde acolo nu există suferință, nu e durere, nu e trădare, nu e nimic. Și atunci, cum de trăim toate astea? Adică încep să spui întrebări. Păi, tot ce am trăit noi sau ce trăim fiecare ne desparte, tocmai că ne desparte de a ne identifica și manifesta această natură divină interioară. Deci relațiile care acum nu sunt împlinite și sunt destul de multe, procentul e foarte mare, adică procentul, nu pot eu, nu sunt în măsură să stabilesc procentul, dar din ceea ce eu lucrez cu clienți individuali și din tot ce știu,
majoritatea relațiilor trec prin transformare, fie că te afli într-un cuplu, e nevoie să evoluezi. Adică dacă acum nu spui întrebări legat de ce ai trăit tu acum 2 ani, 5 ani, 7 ani, că ai fost trădată, că ai fost ignorată sau nu știu, fiecare ce a trăit înșelată sau nu neapărat, că poate a lăsat tot greul pe tine și tu ai dus greul familiei și lui nu i-a păsat. Sunt atât de multe variante pe care noi le trăim pe parcursul vieții, deci spuneam că dacă ignori toate astea și nu înțelegi că e nevoie să transformi tot ce ai trăit ca să poți să-ți eliberezi acea energie stagnantă, blocată în toate trăirile respective sau convingerile care nu ne mai ajută, au fost tot fel de convingeri cu care noi venim din familie, din educație, nu înseamnă că am fost educați greșit, pur și simplu nu mai sunt de actualitate convingeri care ne blochează, ne limitează să facem anumite schimbări, că femeia trebuie să fie, nu știu, să nu ridice tonul, că de fapt nu ne referim la ridica tonul, ne referim la a spune pur și simplu adevărul ei. Dar în familie s-a evoluat și educația primită la fiecare pune o amprentă pentru toată viața. Și acele femei, că noi în special la asta ne referim acum, e nevoie să-și înțeleagă natura lor feminină, că ele sunt în corp de femeie, și să înțeleagă cum le-a influențat toată trăirea anterioară, așa încât să poată să aibă acces la această evoluție spirituală, pentru că altfel sunt blocate în propriul lor spațiu interior, așa cum spune Ozana. Adică în ce? Păi în convingerile tale, în sentimentele tale de care nu scapi, pentru că dacă ești o persoană geloasă și mai avut motive să fii geloasă, chiar dacă nu se mai întâmplă acum să fii înșelată sau să fie ceva, un motiv concret, tu în continuare ești geloasă pentru că nu ai iertat și n-ai eliberat energia pe care gândurile tale pe parcursul vieții au ținut-o strâns acolo în zona respectivă. Asta am dat așa un exemplu. Deci transformare a relațiilor ca să putem trăi într-adevăr o viață împlinită, sufletește. Eu aș mai adăuga la ce a spus Anișoara că cred că majoritatea oamenilor, și femei și bărbați, sunt nefericiți în relații pentru că au foarte multe valori sau credințe sau dorințe care se bat cap în cap. În sensul în care, de exemplu, pe de o parte îți spune societatea, trebuie să stai într-o relație, trebuie să te căsătorești, că așa e și trebuie să faci un copil până la vârsta de X, fiecare după cum consideră familia lui. Și atunci omul, el sau ea, se chinuie ca până la vârsta de 30 de ani sau cât o fi, să se căsătorească și să facă un copil, că așa trebuie. Și se mai spune acelei persoane, pe de o parte, de obicei de la mamă, păi știi că în relații trebuie să înghiți, trebuie să accepți, trebuie să-l lași pe el să facă cum zice, că așa e, că tu ești femeie și el e bărbat. Dar pe de altă parte, vin prietenele sau cumva curentul mai nou care spune, na, femeia e egală cu bărbatul. Cum adică să accepți tu să stai cu ăla care nu spală, care nu calcă, care câștigă mai puțin ca tine, care se uită doar la televizor, care nu are grijă de tine, care a uitat că mai ești femeie și că mai existi? Nu accepta. Și atunci o valoare zice, acceptă și stai că n-ai de ales și trebuie să fii în relație. O valoare zice, nu accepta. Și atunci tu unde ești? Ce faci? Rămâi acolo, pe loc, nefericită și nu mai... Nici nu te regăsești acolo, dar nici nu poți să faci altceva. Și acolo... Și nici măcar nu-și pun întrebări femeile, pur și oamenii în general. Pur și simplu trec prin viață, mai trece încă o zi și încă o zi și mai gâfui un pic și mai aștept și mai sper și nu se întâmplă decât să fie din ce în ce mai rău. Da, de fapt ce a spus Ozana acum spre final, faptul că oamenii nu-și mai pun întrebări, este punctul meu de vedere, este unul din cel mai mare, să spunem, semnal de alarmă, pentru că odată ce iei viața și tu nu cauți împlinirea sufletului sau împlinirea ta ca și om întreg, așa cum ești tu creat,
treptat sufletul tău tu nu vei mai fi susținut de acea bucurie a sufletului, pentru că bucuria sufletului treptat se pierde. Îți cauți bucuria în tot felul de alte zone, dar care nu au treabă cu sufletul, și atunci susținerea vieții interioare este mult mai mică sau începe să dispară, ceea ce duce la degradare rapidă sau degradare înainte de o vârstă la care, să spunem, ai putea trăi frumos sau ai putea trăi bine. Pentru că necunoscând acest ansamblu interior, că suntem atât de complexi și cum anume ne potențăm interiorul, cum sufletul susține prin ceea ce trăiește, prin ceea ce simte, cum susține viața, cum susține imunitatea, cum susține întregul mecanism al vieții în organele noastre, în sângele nostru, în tot ce suntem noi, deci neînțelegând cum participă interiorul la a ne trăi noi vieți frumoase și împlinite în exterior, atunci automat că vom trăi fiecare frânturi de viață sau, nemai având această susținere, facem tot felul de alegeri sau intrăm în tot felul de adicții sau căutăm refugii în muncă și atunci ne deteriorăm mai repede ca femei sau câte și mai câte, deci sunt atâtea exemple și modele care nu duc în final la fericirea mult dorită a sufletului, că fericirea este a sufletului, sufletul își dorește această bucurie și fericire, mintea doar și-o traduce în modul în care ea și-o traduce. Oh, ce frumos ai spus! Deci, în curând, cred că în 6, nu? Dacă am ținut eu bine Ozana, curând începe programul ăsta, în care se va vorbi mult mai mult decât am făcut-o noi aici. Noi am făcut așa o scurtă, foarte mică, mică, mică și scurtă introducere. Se va vorbi despre autosabotare, despre iubirea pe care noi femeile nu o primim pentru că nu știm să ne iubim în primul rând pe noi. Deci, despre comunicare, că vă spuneam și asta. Despre... Ce mai era acolo... Cum să facem să construim o relație stabilă sau împlinită. Multe, multe și mărunte. Deci, în 6 octombrie începe acest program. Ozana, să te rog, eu am pus link-ul, am pus și în denumirea live-ului de astăzi, dar l-am pus și în discuție acolo, că lumea mai salutate, salută, ne face cu mâna și eu am pus acolo link-ul pentru cine dorește să se înscrie. Ce ar trebui să știm despre el? Cât durează programul ăsta? Cum se întâmplă? Eu știu, costuri. Ce implică el, pe lângă informația asta atât de faină și instrumentul pe care Avișoara și tu, de altfel, ne-l puneți la dispoziție? Este timp de 2 luni, adică sunt 8 sesiuni, pentru că sunt 8 piloni ca să ajungi să ai acea relație împlinită. Și fiecare sesiune nu este despre a discuta, nici despre a învăța, ci este despre a identifica la fiecare participant în program, în parte, ceea ce are el nevoie să înțeleagă ca lecții de viață și să schimbe în interiorul lui, în sufletul lui. Și evident că după ce identificăm, nu rămânem doar cu identificatul, ci le și lucrăm. Pentru că instrumentul Energetic Empowerment, pe care Anișoara l-a primit cadou de la Univers în 2020, deci când a început pandemia și transformarea accelerată a umanității, este instrumentul care poate să transforme o frică, o credință, o ceva care nu te mai ajută în energie creatoare, adică într-o energie pe care poți să o direcționezi în direcția în care tu vrei să o direcționezi ca să ajungi să-ți creezi viața minunată pe care vrei să o trăiești. Și de aceea programul este limitat la 20 de participanți pe fiecare serie, pentru că se lucrează individual și un grup cu fiecare participant. Cu alte cuvinte, ne uităm la relație dintr-o anumită perspectivă la fiecare pilon, lansăm una, două întrebări, prin întrebările respective, răspunsul la acele întrebări ascunde în spatele lui lecțiile de viață și temele de lucru pe care Anișoara le identifică cu fiecare participant în parte. Și în cadrul sesiunii și între sesiuni se lucrează temele, fiecare își lucrează temele generale, le lucrăm împreună și temele specifice și le lucrează de la o sesiune la alta. Avem și un grup de WhatsApp prin care se poate interacționa în timpul programului oricând, oricum. Fiecare își spune, de obicei încep prin a pune câteva întrebări, după care oamenii continuă prin a spune, wow, ce tare!
am simțit schimbarea asta. Soțul meu mi-a spus că m-am schimbat. După prima sesiune deja încep să apară astfel de comentarii. Și este evident un program care se plătește pentru că se transformă. Spiritualitatea necesită investiție și necesită în primul și în primul rând determinare și angajament tu față de tine. Deci, în primul rând, dacă nu decizi că vrei să faci o transformare, o schimbare, dacă nu înțelegi că soluțiile, puterea sunt în interiorul tău, nu are sens să vii să participi la acest program. Dar dacă ai decis, atunci, da, acest program, deși este, nu-i chiar ieftin, este, din ce am observat și din ce ni s-a spus de către participanții ceilalți, cea mai rapidă modalitate să îți rezolvi problemele și să ajungi să poți să devii persoana care are relația împlinită. Pentru că este despre a deveni persoana, nu despre a obține. Nu poți să obții dacă nu devii. Iar cu acest program devii ca să obții. Super. Și eu aș vrea să vă citesc, dacă îmi dai voie, Codruța, două mesaje pe care le-am primit, nu știu dacă întâmplător sau nu, chiar azi dimineață pe Facebook. Da, te rog, sigur. Și întâmplarea, sau nu, Universul a făcut să fie de la doi domni, unul după altul, aceste mesaje. Deci, un domn spune, mi-aș dori pentru atragerea partenerei, că nu merge de nicio culoare, adică sunt singur și nu găsesc pe nimeni. Și o altă persoană, fix imediat al doilea mesaj, mă scuzați, sunteți căsătorită? Sincer, eu cred că noi doi vom fi împreună. Te ador. O să facem cea mai tare familie de pe pământ. Am fost stabilit în Anglia de 7 ani, am renunțat, sunt prea răi și fără scrupule oamenii. Tu, sincer, ai cea mai tare minte și cel mai vesel suflet care trăiește în Anglia. Te sărut cu drag! Deci dacă vrei să ai și minte și suflet vesel, și dacă vrei să atragi partenerul care are minte și suflet vesel, atunci vino în True Love. Da, sunt foarte multe mărturisiri, chiar în prezentarea programului, și invit pe toți cei care ne urmăresc și au intrat acum pe acel link să se uite puțin mai jos, să dea scroll până spre final, și acolo sunt câteva filmate, câteva scrise, dar oamenii chiar au trăit cu foarte mare intensitate tot ce s-a întâmplat acolo și chiar, așa cum zicești tu, Ozana, chiar au avut loc niște transformări pe care ei le recunosc și ni le și spun, le transmit. Foarte fain. Deci va începe în 6 octombrie, da? De la ora 8 seara, parcă? Sau? Da, de la ora 8, da. Okay. În fiecare seară de joi. În fiecare seară de joi, de la 8 seara, durează câte ore? 2, 3, 4 ore? Durează 2 ore, Codruța, dar din experiențele precedente depășim 2 ore. Adică persoanele care se înscriu să știe că 2 ore, ceva mai mult de 2 ore, că este nevoie ca cu fiecare participant să identificăm temele lui, sufletul când se deschide, nu poate așa, nu este pe cronometru, adică nu ne putem deschide sufletește în 5 minute, 10 minute, nu stăm cu ceasul lângă noi. De aceea fiecare se simte ca într-o familie, chiar aici se formează așa un liant între toți participanții și se susțin pe parcurs toate programele pe care noi le-am derulat, toți participanții se susțin în cadrul programului. Și sunt teme care ies comune, teme comune, care nu, pe care tu ca participant, nu credeai că le ai, dar pe măsură ce tu asiști la acea deschidere sufletească al altui participant, consta, stai puțin, că și eu am trăit așa ca tine, și mama îmi spunea nu știu ce, sau uite, și de la tata am primit nu știu ce mesaj. Deci, practic, poți identifica cu mult mai mult și poți acumula mult mai mult vindecare, practic, este vorba de a ne vindeca interior ca să obținem acest echilibru mult mai rapid decât am face-o de unii singuri acasă. Deci, practic, eficiența programului este mult crescută prin participarea în grup și, cum spunea și Ozana, grupurile nu sunt mai mari pentru că ar trebui să stăm 8 ore și n-avem cum. Și atunci grupurile sunt limitate ca cei care participă, într-adevăr, să-și transforme pe deplin, total, relația cu ei, relația cu celălalt sau
ceea ce își doresc ei să obțină în continuare și să nu intre într-o relație numai de dragul de a fi în relație, pentru că sunt și astfel de persoane, din teama de singurătate sau câte și mai câte de alte convingeri, intră într-o relație numai de dragul relației, de a fi cu cineva, dar constată apoi în scurt timp că nu e ce doreau și nu fac decât să-și irosească timpul, pentru că timpul la fiecare este valoros, își irosesc viața și își irosesc fericirea și bucuria sufletului. Bun, suntem la final de întâlnire, mai peste 3 zile ne vedem într-o seară de joi de la ora 8, ne vedem la program, nu? La programul Trulă. Așa, un cuvânt de încheiere, Ozana și Anișoara, ca să ne lăm rămas bună, așa cum se cuvine, de la toți cei care au fost lângă noi astăzi. Eu vreau să-ți spun o povestioară, 3 minute doar, dacă se poate. Sigur. Sigur, sigur. Am văzut un film care se numește ceva cu Bob Pisica Străzii. În fine, un junkie, un drug addict care n-avea nimic pe lume, primește cu ajutorul cuiva un apartament care arăta execrabil și în apartament în prima zi îi intră o pisică pe geam. Și cum face, cum nu face, că pisica rămâne cu el și îl ajută să câștige mai mulți bani cântând pe stradă, etc. Și cumva el ușor, ușor reușește să iasă din zona de droguri, să iasă și din zona de medicamente și să fie sobru, om normal și să-și dorească o viață ca lumea. Și pentru că a întâlnit o doamnă, o fată, femeie care l-a făcut să vadă un pic altfel lucrurile. Ce m-a surprins, sau mă rog, mi-au dat lacrimile puțin, a fost că pe parcursul filmului tatăl lui îl ignora, l-a dat afară din casă, l-a dat afară din viața lui și nu mai vrea să știe nimic de el. Și la final se duce la tatăl lui și spune: tată, m-am curățat, vreau să am o viață bună, normală și îmi cer scuze pentru că mă emoționează pentru că am trăit și eu ceva similar. Îmi cer scuze pentru că am fost așa cum am fost și ți-a fost rușine cu mine. Bărbatul se recăsătorise, avea 2 copii cu o femeie un pic mai aprigă și mai dură. Și tatăl în fața casei îi spune: nu tu trebuie să-ți ceri scuze, ci eu sunt cel care trebuie să-mi cer scuze pentru că n-am știut să-ți fiu tată. N-a știut să fie tată pentru că în interiorul lui a avut foarte multe contradicții, foarte multe dezechilibre. Iar ce se întâmplă în acest program este că îți vindeci atât de multe din rănile interioare în care vei ști să devii nu numai partener, parteneră, dar și părinte. Și vei putea fi părintele de care are nevoie copilul tău ca să crească să devină un adult minunat. Ce frumos! Anișoara? Da, Ozana n-a emoționat pe toți acum cu da, da. Povestioara ei. Ce să spun? Păi noi moștenim acest model al relațiilor din familie, deci ceea ce am văzut sau am trăit sau pur și simplu genetic avem înregistrat în noi și de regulă ajungem, așa cum a spus și Ozana din filmulețul ăsta, să judecăm, să-i criticăm, rămânem într-o zonă de neiertare față de părinți sau față de cei care n-au crescut, nemergând dincolo de ceea ce am trăit și neînțelegându-i, practic, relațiile se află acum la apogeul evoluției, adică nici când omul nu a fost atât de evoluat ca acum. Dacă stăm și ne uităm la generații anterioare și înțelegem cum au trăit ei, că au trecut prin perioade economice și în istorie mă refer, mult, mult mai dificile decât trăim noi acum, dar în fiecare perioadă avem ceva de evoluat și avem ceva de adus nou pe planetă. Iar dacă ne uităm la ceea ce se trăiește acum pe planetă, deci este o informație pe care eu am luat-o încă din 2008, când căutările mele în acest sens s-au accelerat,
Și se spunea la un curs ținut de un lector din Olanda atunci că, de fapt, energia feminină va fi cea care va începe să preia nu controlul sau friele, ci pur și simplu să preia întâietatea în a ghida omenirea. Ce înseamnă energie feminină în echilibru? E nevoie fiecare să descoperim, pentru că acum deja energia masculină ne arată unde s-a ajuns, la războaie, la atâtea și atâtea care se întâmplă și mult conflict care este pe planetă. Deci, practic, numai când devenim blânzi, când avem răbdare, că suntem bărbați sau femei, când înțelegem viața, uite că și eu m-am emoționat acum, deci când înțelegem viața sub toate formele ei, putem într-adevăr să spunem că trăim pe o planetă a iubirii, așa cum este planeta Pământ. Da. Eu vă mulțumesc la amândouă. Ozana, o să te rog, după ce încheiem acest live, să te uiți pe pagina de Facebook a emisiunii, unde a avut loc live-ul, pentru că cineva cere ceva detalii acolo și cred că tu ești singura în măsură să le dai informații despre o doamnă din Ucraina care vrea să participe la program și vrea să cunoască mai multe detalii. Vă mulțumesc, doamnelor, iar așa cum tot spun, mereu spun, că sunt convinsă că ne mai întâlnim, mai dați drumul, mai începeți o altă sesiune de program, de cine știe ce mai faceți voi, că numai lucruri faine și minunate faceți. Să ne revedem cu bine, asta îmi doresc. Iar celor care ne urmăresc, am preluat din program de acolo o idee care spune că, adică nu, eu vreau să vă transmit, preluând ideea de acolo, că vă doresc să fiți fericiți cu adevărat în relația care vă este potrivită. Așa am zis bine? Am zis bine, nu? Da, eu aș mai adăuga față de ce ai spus și tu și Anișoara, că vă invităm să trăiți în iubire în această planetă nouă care mi se deschide acum, să fim în iubire și să fim cu adevărat fericiți și împliniți. Iar Trulă este un pas mare către această iubire minunată pe care fiecare o putem trăi. Așa este. Vă mulțumesc, doamnelor. Vă doresc baftă în tot ce faceți. Știți că sunt aici dacă aveți nevoie de mine. Eu mă alătur oricum, oricând, nu contează, că îmi place maxim. Vă mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc și vouă celor care ne-ați urmărit. Vă doresc o după-amiază plăcută în continuare și cu gândul la true love și a trăi în iubire. La revedere! La revedere, mersi!